Mă bucur să ne vedem. Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți, hostul și organizatorul Sibiu Web Meetup. Bine ați venit la ediția cu numărul 30. Ca de fiecare dată, suntem live pe canalul nostru de YouTube. Avem aparent și participanți acolo, vreo doi aparent. Sibiu Web Meetup este prezent pe social media cu handle-ul Sibiu Web Meetup, cam peste tot. Avem în continuare deschis call for speakers, dacă aveți vreo idee sau sunteți pasionați de vreun anumit subiect și vreți să vorbiți, fie online sau fizic la una dintre locații, avem formularul de call for speakers deschis. Și cam atât am avut eu de spus, am să îi predau cuvântul lui Cristiana. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mă bucur să vă cunosc. Sunt Cristiana Călin, Călin Munteanu acum. M-am mutat în Sibiu de 3 ani, cu pandemia. Lucrez în domeniul de UX, mai exact pe domeniul de UX în sistemul medical. Și da, în care intră foarte mult metodologii și normative legate fix de accesibilitate și se pune foarte mult accent pe partea asta de mai puțin pe partea comercială a UX-ului și a design-ului și mai pe partea foarte user-centric și foarte dedicat binelui userului, că dacă se întâmplă ceva trebuie să fie foarte normat să nu se întâmple ceva rău cu userul sau procedurile medicale să nu eșueze din cauza unei erori sau unei neînțelegeri din UI, spre exemplu. Și aș vrea astăzi să ne uităm la ce anume înseamnă accesibilitate și în domeniul de web și de UX și aplicat într-un domeniu care pe mine mă pasionează, de asemenea, și foarte trebuie să fie extrem de dedicat userului și extrem de accesibil oricui. Și acesta fiind e-guvernare, mai ales că există și o directivă din partea Uniunii Europene ca până în 2025 toate site-urile chiar și guvernamentale și comerciale să fie accesibile. Din punct de vedere web și accesibile pentru persoane cu dizabilități și din domeniul ăsta ca funcționalități, altfel userul, consumatorul poate să dea în judecată acea instituție sau acea companie. Dar mai întâi aș vrea să discut și despre cum gândim user-centric și ce parte în chestia asta duce către accesibilitate. Deci când facem un design, de multe ori ne gândim doar la noi, pentru că na, este normal, ne gândim cum reacționăm noi la el. Că, na, toți suntem oameni și ne gândim dacă facem pentru alți oameni, facem în principiu pentru noi. Na, cât de diferit poate fi ceea ce vedem noi față de ceea ce văd alții, până la urmă. Dar poate că nu e așa întotdeauna. Aici intră în scenă designul inclusiv. Când ne bazăm numai pe ceea ce știm, ajungem la soluții care funcționează pentru unele persoane apropiate de noi și de cum vedem noi lumea, dar nu și pentru restul. Și mai ales pentru cei care au nevoie de cel mai mult de acele soluții. Ce considerăm dizabilitate? Ca societate am trecut de la înțelegerea dizabilității ca atribut personal, adică o restricție sau lipsă de abilitate comparată cu un range de normalitate pentru o ființă umană și înțelegerea acestea a devenit în zilele noastre ca fiind dependentă de context. După cum definește și Organizația Mondială a Sănătății, nu e doar o problemă de sănătate, ci e un fenomen complex, reflectă interacțiunea dintre trăsăturile corpului unei persoane și trăsăturile societății în care trăiește. Pentru a contextualiza mai mult această idee, ar trebui să ne gândim cum este utilizat internetul. Poate fi utilizat interacționând cu acesta, iar pe lângă partea de date, transmisie de date,
Dar iar această interacțiune se realizează într-o multitudine de moduri în întreaga lume. Și noi, tu toți, avem un spectru variat de interacțiuni de-a lungul zilei, chiar și de-a lungul vieții. Nu numai cu internetul, ci și cu mediul nostru înconjurător. Spre exemplu, s-ar putea să fi deschis ușa cu cotul la un moment dat sau am setat pe telefon altă temă, că ne dureau ochii sau că am preferat pur și simplu altceva. Deci să presupunem că acoperim o zonă din acest spectru. Să zicem că mai greu să ajungi la o carte sus, la librărie. Cu siguranță sunt oameni care știm, ai avea în viață oameni dragi care pot acoperi mai puțin decât noi. Asta mă gândesc copiii, asta mă gândesc chiar și na, părinții mei, părinții altor prieteni vecini, pentru care îi ajut să navigheze internetul, pentru că nu sunt familiar și asta este tot o parte a acestui spectru, să nu fii familiar cu ceea ce interacționezi. Unii, na, pot acoperi mai mult, poate. Au ajuns altă persoană la carte la care mă chinuiam eu. Unii oameni pot chiar să nu aibă nicio suprapunere cu noi. Și acest spectru de interacțiune apare în cadrul populației în combinații infinite și ar trebui să fie linia noastră de referință pentru design, în special în serviciile din sectorul public, cum ar fi e-governments, care trebuie să deservească toți cetățenii săi, indiferent de contextul său și împrejurările sale. Mi se pare foarte, cum să zic, foarte ok și foarte inclusivă chiar și această ilustrație de la Microsoft, în care mai luminează ceea ce înseamnă dizabilitatea și că nu se limitează doar la exemple foarte extreme de lipsă de văz, auz și lipsă de abilități motorii, ci din punct de vedere UX și din punct de vedere de design și de design de produs chiar, acest concept de dizabilitate apare și în multe alte situații, temporare sau situaționale. Și această gândire inclusivă, deci acoperă un spectru foarte larg de user și foarte mult de situații. Legat de cum afectează dizabilitatea experiența userului pe internet, orice tip de dizabilitate poate afecta, dar în principal cea mai clară este cea deficiența de vedere sau lipsa văzului, pentru că ecranul este un device dedicat vederii în primul rând. De asemenea, intră în această categorie și dizabilități temporare. Nu vezi cum trebuie pe ecran din cauza soarelui, nu vezi că ți-ai uitat ochelarii, nu vezi că ești obosit și așa mai departe. Intră de asemenea și alte categorii, surditatea, abilitățile motorii fine reduse, capacități fizice sau deficiențe cognitive și astea introduc cumva încă un layer de modificare a interactibilității. Spre exemplu, pe partea cognitivă, tocmai oboseala sau tocmai ești un user nou care nu ești familiarizat cu acel mediu. Deci intră tot în această categorie. Sigur că și eu am avut întrebarea cum atunci interacționează persoanele fără vedere sau cu deficiențe de vedere cu internetul. În primul rând, pot folosi VoiceOver sau JAWS sau alte diverse cititoare de ecran, screen readere, fie instalate pe calculator, fie instalate pe telefon, fie built-in, cum e VoiceOver în Mac. Există afișaje și tastaturi Braille, care mi se pare foarte, foarte interesante. Au acel, dacă se vede în poză, ecranul are niște pegs care fac refresh și trebuie să citească un software dedicat, citește ecranul și îl traduce în Braille. Și pe aia mai apare ideea de tastatură. Braille, cred că mai e o denumire pentru ea, dar în principal acum am mai văzut că apare ca dedicat tipul ăsta de tastatură, ca cea mai rapidă tastatură. Sau tot felul cât de repede poți scrie asta, că practic este și dedicată pentru limitare motorie. Nu trebuie să știi 100 de taste, ai doar
10 pentru fiecare deget. Dar în continuare aceste tool-uri sunt utilizate în mod diferit de fiecare user, fiecare și le setează după cum e mai comod pentru situația sa. În design inclusiv există foarte multe seturi de principii, ca să zic așa, există foarte multe guideline-uri, dar în principal le-am considerat pe astea ca fiind cele mai high level, ușor de urmărit, într-un fel, și, și pe parte etică devin foarte clare, ca să zic așa. Prima, inclusivedesignprinciples.org ar fi furnizează o experiență comparabilă, deci fără discriminare în funcție de situația userului, fără limitări. Un exemplu negativ ar fi să faci un site separat doar pentru persoane goale. Pentru că în mod real nu va fi adaptat conform celei site-ului principal, vor exista discrepanțe, vor exista tot felul de erori și de diminuarea calității. Doi, ia în considerare situația în care userul interacționează cu produsul tău, să nu existe diferențe în funcție de situații, spre exemplu, copil care nu are calculator acasă și este forțat să folosească, să participe online la școală și utilizează doar telefonul, că doar asta are acasă. Trebuie să fii consecvent în ceea ce în ce design faci, folosește elemente care sunt familiare și care nu impun ca user să învețe cu totul alt limbaj de interacțiune cu produsul. A oferi controlul unui user, de asemenea, este important să poată să aleagă modul în care interacționează. Aici este, spre exemplu, ideea de dark mode sau de zoom. Poate userul să facă zoom la ecran. Să ofere posibilitatea de a alege. În cazul, zicem, unor flow-uri complexe, chiar și să plătești o taxă, spre exemplu. Să poți să faci și online, dar să poți să mai mergi și la caserie. Prioritizarea conținutului, adică nu băga atât de mult efort în, spre exemplu, în navigare și așa mai departe, și animații, ci în conținut de calitate. Apoi, să adaugi valoare, să nu fie un chin să folosească soluția. Și nu în ultimul rând, asta e adăugată de mine, că la fel e ceva de care m-am lovit și care vedem că ne lovim mai departe, că niciun proiect nu ar trebui să fie realizat fără a include utilizatorul final. Și asta este utilizatorul default, nu neapărat, zicem, fără deficiențe sau cu deficiențe, utilizatorul, punct. Apoi, despre e-guvernare. Există multe definiții ce înseamnă asta, dar cea mai succintă care mi s-a părut ușor de digerat, că există foarte multe cu diverse paliere, diverse ranguri de informații care poate să dea e-guvernarea sau poate controla e-guvernarea, dar în principal este o modalitate de diseminare a informațiilor către cetățenii săi, dar și acumularea de informații de la aceștia prin intermediul tehnologiilor digitale. O diseminare, mă refer, spre exemplu, chiar și monitorul oficial prin faptul că este public și online. Rolul de acumulare, putem să ne gândim la ANAF cu platforma digitală, putem să ne gândim la referendum, la recenzie sau recensământ, pardon, care s-a făcut cu o componentă online. Hai să ne gândim și la AI-ul Ion, care a apărut, cred că, mai de curând. De asemenea, fun fact sau not so fun fact, în societățile autoritare, e-government ia forma cenzurii controlului și a controlului cetățenilor prin implementarea de firewall-uri și alte sisteme tehnologice de genul ăsta, cum ar fi în China. Și într-o măsură sau mai mare, să zicem, America cu banarea TikTok-ului.
Mai departe, despre asigurarea accesibilității serviciilor publice digitale înseamnă că trebuie să asigurăm că pot fi utilizate de cât mai multe persoane posibil. Și asta nu poate să ducă decât la creșterea standardelor de design. Pentru că, până la urmă, avem nevoie de ceva standarde mai ridicate și acum un exemplu super frumos, Computer in Hands. Avem acesta design de pe Consiliul Județean Sibiu. Nu știu dacă se citește sau dacă se înțelege, au folosit în loc de iconițe poze reale, de chestii care poate nici nu sunt reale, cum ar fi o locale, o localizare pe o hartă. De ce ar trebui e-guvernarea din România să fie accesibilă? Există foarte multe motive, pe lângă motivul etic și motivul de design mai matur. Un motiv adus foarte des în discuție este îmbătrânirea populației. Pentru că aceasta aduce cu sine dizabilități dobândite care sunt naturale pentru corpul uman și pentru noi, în general, nu scăpăm de ele, și care ar trebui oricum să ținem cont pentru a menține oamenii activi ca cetățeni. De asemenea, când ne uităm la cifrele oficiale, există 890.000 de persoane înregistrate ca persoane cu handicap în România. Și dacă la recensământ Sibiu a avut cam 470.000, cam așa, asta înseamnă cam dublu Sibiului ca oraș. Numai persoane care au deficiențe de vreun fel. Apoi, dacă ne uităm la Sibiu, care e situația în ceea ce privește accesibilitatea și calitatea serviciilor digitale? Ne uităm la sibiu.ro și la platforma sa cea nouă, nouă sau mic, e-administrație.sibiu.ro. Sibiu.ro e cumva un fel de amalgam de depozitar de informații, iar e-administrație a fost gândit ca un mod de a nu mai veni la ghișeu, de a putea avea cereri, de a putea plăti lucruri prin acea platformă. Dacă ne uităm la rapoarte și studii care există legate de cum e e-government în România și cum se aplică la Sibiu, Republica Funky a publicat un studiu foarte interesant care mie mi-a plăcut, a fost legat de interacțiunea lor cu primăriile din România și cu unitățile teritoriale. Și le-au dat note pe diverse grade. Sibiu a primit nota 6 din 10 și dacă aveți timp puteți să vă uitați la studiu, că e foarte interesant, o chestie foarte faină a fost să controlizeze la câte e-mail-uri au primit răspuns de la primării. La comune, sate, orașe, municipii și sectoare în București. Și o mare parte n-au răspuns deloc, o parte ceva mai mic au răspuns, n-au înțeles ce li s-a cerut și o parte gen au răspuns cu Excel-ul sau cu fișierul care li s-a cerut și nu era stricat fișierul, nu se putea deschide. În schimb, când vine vorba de accesibilitate, nu sunt de acord cu ce au scris cei de la Republica Funky. Au dat notă doar pe baza ce zicea site-ul că face, care acea pagină pur și simplu sunt instrucțiuni cum să-ți instalezi jos pe Windows și să ai aprobat pentru să-ți deschizi PDF-urile. Nimic mai departe de exact ce se întâmplă. Mai au o chestie foarte enervantă la care o să ne întoarcem cu dacă faci hover pe elemente, pe meniuri, îți face readout automat site-ul. Nu se poate opri. Apoi, încă un studiu făcut ceva mai demulticel, în 2022 a fost publicat. Cumva consider că în ceea ce privește digital, deja e puțin mai vechi, chestiile astea sunt cumva ar trebui mai des făcute. Dar s-au uitat cei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași la site-urile primăriilor din țară. Și au făcut comparații între 2019 și 2022, deci înainte de COVID și după COVID,
să vadă, ok, în funcție de niște obiective, ce, tot așa, din studii stabilite de la alți oameni care au studiat foarte mult timp ce înseamnă e-guvernare și digitalizarea guvernului și au dat punctaj pe, pe aceste criterii. Sibiu nu este defalcat pe oraș, însă Sibiul este în zona de centru și vedem că au ajuns între anii 2019 și 2022 de la 23 de puncte la 27. Dar punctajul maxim e 100. Deci nu există diferențe extraordinare și încă e destul de scăzut conform unor grile externe chiar. Calitatea e destul de scăzută. Și de asemenea, ce au observat este că primările fură de la unele de la altele feature-uri și le implementează și da, se pierde orice idee de user-centric design și scale din calitate. Așa că vine întrebarea, cum putem evalua cât de accesibil e CPU-ul din punct de vedere al e-guvernării? Ideal exista experți în accesibilitate care să supravegheze procesul de design și implementarea și după aceea s-ar face și teste de uzabilitate care să includă persoane cu handicap, să includă userul de rând și să se recurgă la îmbunătățiri. Însă noi, fără acces la backend sau la codul de producție, putem folosi în UI testarea automată sau testarea manuală. În testarea automată există foarte multe variante. Cea mai la îndemână pentru noi ca să ne verificăm poate fi extensiile de browser. La fel, există extrem de multe și variante de extensii de browser. Ele, în principal, se uită la defecte tehnice, la defecte care sunt pur și simplu mecanice, verifici, ai alt text, ai link-uri care nu merg și așa mai departe. Și asta, în primul rând, se face pentru a nu supune, zicem, un utilizator într-un interviu la o soluție care nu funcționează. E, na, ca și cum te uiți să testezi o mașină și nu, e o roată. Și da, merge, zici că merge în rest. Am folosit tool-ul Wave ca exemplu pe Sibiu.ro și ne generează o listă de erori, să zicem, contraste între culoarea textului și background, erori de text alternativ, poate lipsește, poate este dublat, nu există label. Acest text alternativ este citit de voiceover, de screen reader și e nevoie să fie, să existe, pentru că acel element să existe pentru userul care nu vede ecranul. Chit că e-administrația este mai nou, au avut ceva mai multe erori și chiar ceva mai multe erori de contrast, care pot fi gândit că e ceva basic, să poată fi textul lizibil pe ecran. Pentru testarea manuală am zis că un set de heuristics în UX e cel mai adecvat. Evaluarea de acest tip e un proces prin care experții folosesc reguli empirice testate în timp și verificate pentru a măsura un grad de utilizare, utilizabilitatea interfețelor, fără a cheltui timp și bani pe interviuri și așa destul de greu de găsit cu user real. E un mod de a gen quick and dirty, vedem exact ce nu merge, la fel cu comparația cu o mașină, vezi că nu are roată. De la început nu te mai suinea sau chinui să mergi. Mulți experți folosesc un set de heuristics prestabilite, care ajută echipele de proiectare să îmbunătățească gradul de utilizare încă din primele etape de dezvoltare. În cazul nostru este ca prim utilizator, din punct de vedere ca use case și acest ghid poate să ne ajute să ne îndreptăm spre exact ceea ce nu merge. Am folosit un quick reference guide, ghid rapid de referință pentru accesibilitate de la Deck University. Acesta, din păcate, este în spatele unui paywall, în spatele unui curs pe care îl oferă în această școală. Însă există un checklist
destul de lejer și destul de high level și entry level, care poate fi downloadat de la ei pe site. Setul de heuristics pe care l-am ales are 10 puncte principale, 10 capitole principale cu câte 7 puncte fiecare. Nu am să vă trec prin exact toate cele în toate 7 de la fiecare de 70 de punctulețe. Încep să fie destul de in-depth, destul de dedicat și destul de greoi. Însă, în mare putem să ne gândim, se referă la interacțiune, la userul cum interacționează cu ecranul, dacă structura e bună, semantica e bună, dacă se vede bine, dacă reacționează bine ecranul, dacă se comportă bine datele cum sunt preluate și la fel dacă există alternative, asta chestie importantă, la materiale. Asta vine în acea principiu din primul set de design, să existe modalități diverse de a interacționa cu conținutul. Trecând prin fiecare punct, am punctat ca am punctat în notă comportamentul corect al interfeței și ca scor final avem 25 din 65. Am dedus 5 puncte din punctajul final dacă nu se aplica acel punct. Spre exemplu, nu există, sau cel puțin nu am găsit materiale audio și video care să aibă nevoie de transcript. Deci ar fi incorrect să depunctez pentru ceva ce nu are. Vedem că cumva avem 7 puncte din 7 la prevenirea erorilor și error state. O să vedem de ce. Și după aceea, na, punctaje foarte mici în general. Și la interacțiune, și la navigare, și orientare, și la sincronizarea datelor. Observații ar fi că nu există focus state pentru elemente, în afară de elemente care vin la pachet din library, să zicem, sau elemente care sunt browser specific, ca să zic așa. În rest, nu există focus state. Deci, la o interacțiune doar prin tastatură, nu te descurci. Nu știi unde ești deloc. Ordinea de tab nu e previzibilă atunci când lucrezi doar cu tastatura. Nu știi exact unde ești și unde vei fi. Varianta de mobil are și elemente prea mici pentru a fi utilizate doar pe mobil. Există o limită de 44 pe 44 de pixel, cam asta este vehiculată în general pentru UI. Mai depinde, mai poți să te descurci și cu mai mic. Dar unele aveau și 20 pe 20. Din păcate, tot la fel legat de tastatură și cu voiceover, mai multe elemente pot fi selectate pe rând prin tab pentru același call to action sau link. Și chiar dacă pentru cineva cu văz acestea se înțeleg ca un singur element. Și asta, ca să vă imaginați că sunt de 3 ori același buton. Că ai și o imagine cu link, ai și o grafică cu link-ul respectiv și textul cu link-ul respectiv. Deci faci de 3 ori tab ca să treci de aia. Și asta a fost de mai multe ori. La fel, graficele complexe, spre exemplu organigrama, a fost ținta la care m-am dus, nu are text alternativ, deci cineva fără văz nu poate să înțeleagă ce-i cu ea. Chiar și, nu știu, chestii simple, banner cu sponsorii, la fel nu există. Și în accesibilitate se consideră dacă acea grafică are valoare informațională, de vreun fel, trebuie explicată și în text. Iar ultimul punct, care nu e un lucru rău, formularele de pe administrație obțin multe puncte pentru scorul final, datorită faptului că se bazează pe libraries predefinite, din câte am reușit să îmi dau seama, are din Bootstrap câteva. Și asta nu e rău pentru că reduce din timpul de implementare, ajută la coerență, funcționalitate, pentru că ele vin deja cu niște feature de accesibilitate, deci partea de focus și error states și error correction.
Cele mai multe probleme constatate prin testarea manuală nu erau rezolvate prin ceea ce s-a folosit pentru a corecta aceste probleme, și anume acest widget UserWay. Nu e, oricum, el nu este coerent între cele două platforme, unul e în română, unul în engleză. Se concentrează mai ales pe modificări ale interfeței, care poate fi făcut oricum din browser sau din Windows sau orice OS ai. Și nici măcar nu funcționează. Spre exemplu, dacă vedeți, există un buton de opriți animațiile, Stop Animations, dar nu funcționează, animațiile tot continuă. Iar pe e-administration widget-ul nu este implementat corect și are el însuși eroare de interfață. L-am testat pe mai multe browsere și tot așa arată. Nici măcar nu știu de ce. Și ca o concluzie, asta e o chestie care am boală de ceva timp, că widget-urile acelea de accesibilitate nu rezolvă problemele care sunt mai adânci de semantic, tehnic, navigare. În schimb, practica e larg răspândită de a le utiliza și e doar o improvizație și doar făcut ca să bifeze caseta de accesibilitate, după cum vedem că a primit nota 10 de la Republica Funky pe chestia asta. Și în ultimul rând, dar nu cel din urmă, experiență de calitate pentru utilizatori și funcționalitățile de accesibilitate trebuie integrate în procesul de design de la început și asta ne ajută pe toți. Mai ales, zicem, partea de interacționalitate, hai să ne gândim la situaționale. Ești pe stradă și te uiți pe telefon și nu funcționează, nu vezi ce scrie, dispar chestii. Și ca pagină de încheiere, dacă doriți să aflați mai multe despre ce înseamnă e-guvernare și accesibilitate și dacă vreți să știți să cereți mai mult, să vedem cu ochi mai critici ceea ce ni se oferă, ca să zic așa. Există foarte multe resurse, însă acestea le-am considerat mai, fie mai high level și fie mai in-depth. Spre exemplu, ultimul este chiar interesant. Cred că este cel legat de coeficient, indexul de digitalizare a guvernării, în care trebuie să vezi dacă e chiar ăla, dacă nu revin cu el, în care România e printre calupul de cel mai digitalizate, cum ar veni, din lume, că se ia indexul pe toată lumea, însă e pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Și teoria cercetătorilor este că, pur și simplu, Uniunea Europeană, prin forțările sale, prin standardele sale, au ridicat tot calupul de țări europene la un nivel mai înalt, dar România încă se chinuie. Mulțumesc pentru atenție și sper că v-am ajutat să înțelegeți mai mult despre accesibilitate și UX și practic despre ceea ce lucrez eu. Și sper la site-uri mai faine. Mulțumim, Cristiana. Așteptăm întrebări acum din public. Avem, uite că avem. Deci, nu? Nu mi s-a părut. Erau aplauze. Eu ador aplauze, da. Dacă nu vreți să vă dați drumul la microfon, puteți scrie în chat fără nicio problemă și le citim din chat. Dacă nu, am eu câteva întrebări. Să pornesc eu trendul. Pentru un developer, să zicem, la început, care ar fi un punct de start bun când vine vorba de accesibilitate? Aș zice chiar partea de euristică, pentru că, sau chiar și acel checklist mic, checkbox, care l-am menționat. Deci accesibilitatea e ca o chestie fără fund, pentru că se dezvoltă de la zi la zi, orice guidance există, dar ca top level, de înțelegere ce înseamnă dizabilitate, ce înseamnă interacțiunea omului cu interfețele, cu device-uri în general, pe partea de developer,
Cred că merită investit timp în înțelegerea ce face o interfață accesibilă pentru voiceover, spre exemplu, pentru un screen reader. Spre exemplu, nu sunt foarte versată în cod, însă știu că elementele trebuie descrise prin tagurile corespunzătoare, adică ce este meniu e meniu, de obicei folosit list, nu div. Spre exemplu, o mare problemă în CSP.ro este că meniurile sunt divuri și nu au divurile mod implicit focus states, pentru că browserul nu înțelege că sunt butoane. Chestii de genul. Sau pentru, zicem, SVG-uri. Și ele trebuie preparate într-un anumit fel și gândit Da, deci, în ceea ce practic, semantic la nivel de cod nu sunt folosite corect corect, da. elementele care trebuie. Ok, deci asta ar însemna și o colaborare destul de strânsă cu UX designerul, mă gândesc. Da. Adică, spre exemplu, nu de ajuns numai ceea ce vezi, pentru că, clar, unii oameni nu văd sau nu văd la acel nivel, în același nivel ca tine. Spre exemplu, da. Cunosc oameni care văd doar parțial sau nu văd întreg spectrul de culori și atunci când prezint ceva, trebuie să mă gândesc că nu o să vadă cum văd eu. Trebuie să văd cum să fac să-mi exprim ideile, să fie inteligibil, să nu fie, da, lăsată acea persoană pe de afară. Așa, spre exemplu, la Sibiu.ro, da, adică sunt unele chestii care, de prima chestie care folosește, îți dai seama că nu merge. Are variante de limbi, diverse limbi, da? Română și engleză și germană, parcă. Dar nu au text alternativ care nu putea fi greu de pus, există doar D și N. Și la voi să vă nu știi ce înseamnă aia. Și nici nu sunt butoane, sunt puse ca grafică și atât. Nu sunt interacționabile, să-ți dai seama, fără să le vezi că-s butoane sau la ce s-ar putea referi. Deci, da, există, da, trebuie să existe o colaborare cu cineva pe UX care să înțeleagă chestiile astea. Dar, în mare parte, în partea de dev, ceea ce am auzit că se pune foarte mult accent este tocmai pe semantica codului. Să fie, na, ce e buton, e definit ca buton și așa mai departe. Sigur, există tot fel de workarounds, să folosești și div-uri, dar nu sunt destul de familiară cu asta, să zic. Poate cu area label se poate folosi. Nu sunt sigură. Da, sunt cu siguranță. Aici mă gândesc că intră în tot procesul ăsta de dezvoltare și A/B testing, mă gândesc. Da. Că ce am nu, pe accesibilitate nu chiar. Că pe Ok. accesibilitate este parte de a accesibiliza un design. Care e gândit de la început pe structură, spre exemplu, la un voiceover, când citești doar textul, să înțelegi la ce se referă. Nu, dar mă refer aici, de exemplu, la cazul, hai să zicem, un caz concret ar fi în momentul în care te folosești de tab index să treci prin elemente. Mă Da. gândesc că ăla ar fi un caz în care, caz concret în care ar trebui să faci A/B testing, să vezi un pic care ar fi un flow ideal care userul ar trebui să-l urmeze. Da. Și aia ține nu neapărat de accesibilitate, aia ține de design în general. Clar. Ok. Pe partea de mobile, cam ce recomandări ar fi în general când aplici accesibilitate, să zic așa? Ce am văzut, mă rog, și na, utilizatori care foloseau VoiceOver pe telefon. Nu există ideea de tap, deci interacțiunile care sunt ascunse în spatele unui tap nu sunt neapărat bune, nu sunt permise, nu pot să zic chiar permise, că nu sunt permise, dar nu sunt chiar ideale. Ei folosesc doar un swipe. În loc de tab. Și gen, asta e tabable și pe telefon.
spre exemplu. La fel, o chestie, de asta se aplică și la desktop. Să nu existe fundături de tab, adică să nu mai poți ieși dintr-un buzunar, ca să zic așa, spre exemplu, ți intră într-un meniu din tab, 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 fără să-ți zică că intri într-un meniu și pe aceea nu mai poți să ieși, să dai refresh la pagină. Sau chestii de genul. Pe telefon, să zicem, ar fi partea de zoom, să fie gândit zoom-ul cum trebuie și responsiveness-ul, gândit că poate există oameni care, și asta noi avem în normative, să poată fi zoomuit, ca să zic așa, până la 200%. Pentru că există user care tind să facă așa. Gen, nu știu, 30 de pixeli lățime minimă. Și gândit designul că să permită asta. Și la fel, dacă, zicem, pare nu că am prea multe informații pe pagină și nu pot să permit să fac tot atât de răspunse, intră după aceea în zona iar de design de la început. Dacă nu e gândit de la început sound and safe ca UX, pe partea de information architecture, pică după aceea la vale din ce în ce mai multe piese de domino. Adică, spre exemplu, sunt 1 milion de meniuri pe Sibiu.ro care pur și simplu sunt adăugate de-a lungul timpului. Că cam asta, nu există o arhitectură inițială de calitate și nicio recursivitate în acel design, ca să zicem, să, o reiterație ca să primim și alte adaosuri. Se adaugă încă una. Există un meniu care se derulează și pentru mine, pentru ecran, ajunge sub fold. Îmi iese din ecran și trebuie să dau scroll pe pagină ca să văd capătul acelui meniu. E o problemă de design foarte mare aia. Nu mai ține de accesibilitate. Da. Probabil acolo nu s-au dedicat destul în privința asta. Mai am o curiozitate aici. Cum se tratează în general ad-urile de pe pagină? Când vine vorba de accesibilitate, mă refer. Să zicem, există tool-uri și setări în Windows, spre exemplu și în OS, și în Chrome ar trebui să existe, dar mă sunt sigură, de a scoate imaginile. Și tot la fel, gândită pagina să accepte acest lucru, să nu fie baked in, sau informații importante doar într-o imagine. La fel, flashing stuff pe ecran, GIF-uri. Există opțiune să oprești acele GIF-uri, să mai ruleze. Dar, la fel, dacă ai ad-uri, există pe aceeași. Da, un tu te vină. Până la urmă, există și acceptarea că nimic nu poate fi 100% accesibil pentru întreaga populație. O să existe mereu diverse leveluri. Cumva, e-government trebuie să fie la extrema în care să fie extrem de accesibil și atunci na, nu mai ai ad-uri și minuni din astea. Asum că nu există. În schimb, probabil, cealaltă extremă poate fi jocurile în care sunt făcute accesibile, se face și în mod curent PlayStation, se vedea God of War, ăsta nou, are opțiuni de accesibilitate care au ajuns să fie folosite de public larg, pur și simplu că e mai fain jocul cu ele. Există un mod de accesibilitate care dă culori separate anumitor elemente din ecran. Și lumea dădea la elementele interactibile, pentru că altfel se confundau cu peisajul și cu elementele neinteractibile. Și preferau ca la jocurile, mă rog, mai vechi, care nu erau atât de high fidelity, atât de realistice, să știi, ca să nu mai te gândești să faci puzzle acolo, știi direct ăsta e interactibil și gata, îl fac pe la roșu din setări și minuni. Aia e o chestie de accesibilitate. Și aia cumva există întrebarea cât de accesibil fac un joc. Că până la urmă, jocul ca game design trebuie să joace puțin, să joace puțin între limitările tale și
na, cât de fun este de devine acolo la fricțiunea între limitările tale și da, și jocul în sine. Deci nu mai e atât de distractiv șahul dacă ești foarte bun la el, ca zic așa, sau e foarte simplu, ai doar două piese. Da, clar. Și e cumva un spectru. Acum, legate de reclame și ads, nu am, fiu sincer, nu am lucrat foarte mult cu ele. Am lucrat mai mult pe platforme fără, platforme proprii ale na, companiilor, ale angajatorilor. Și în ceea ce lucrez în mod curent pe sisteme medicale, software medical, nu e absolut nimic de așa ceva. Da, era curios un studiu de caz. Aș fi curios să văd un studiu de caz al unui site de pariuri când vine vorba de accesibilitate. Cine știe ce Ar fi fost au zis interesant. acolo. Da. Acolo cred că intră, știi, în dark patterns, în dark design, ca zic așa. Există cărți scrise și chestii foarte interesante scrise despre asta, ce înseamnă dark patterns în UX. Uite că avem o întrebare, Claudiu. Poți să deschizi și microfonul dacă vrei. Da, sigur. Eram curios dacă aveți date concrete, metrics, despre numărul de persoane care folosesc pagina aceasta cu Assistive Technologies. Cred că în domenii mai largi sau de companii mai mari ar putea avea, spre exemplu, Google sau chiar și software-ul dedicat pentru accesibilitate. Eu nu am acces la ele. Nu pot să zic al meu, că e cumva și frowned upon, știi, să browserul să detecteze și să înmagazineze acea informație. Nu e, cred că e puțin faze acolo din punct de vedere legal. Nu sunt sigură, în schimb. Doar odată am citit ceva legat de că e puțin faze chiar să notez ca un user care e accesibilitate. Are probleme de accesibilitate. Aici cred că intră și cred că intră GDPR exact și... GDPR-ul, Da. cred că intră la mijloc GDPR-ul Și și eu cred. e puțin tricky treaba Da, asta. nu, deci asta cam asta știu în teorie, în practică nu știu. Legat de bune practici, pentru a face pagina accesibilă persoanelor în vârstă, care nu sunt fost obișnuite cu tehnologia web, asta chestia asta cumva și pornit să mă gândesc la e-guvernare și așa, pentru că na, mi-ajut părinții să navigheze pe internet, mi-ajut vecinii, eu plătesc facturile la vecini online, că e mai jos să fac eu. Bune practici sunt ceea ce intră în accesibilitate pentru, zicem, variații pe abilități cognitive, pentru că intră după aceea și în ideea de user know, pentru că orice user know este limitat în ceea ce știe, deci limitat în experiența sa pentru produsul respectiv. Cam în zona aia intră, ca bune practici. Orice parte de onboarding, deci UX care se referă la onboarding, la creare de cont, la tutoriale, intră pe partea aia. Să zicem că aia ar fi. Și în plus, na, vine partea de să nu te bazezi. O chestie așa mare, principiul este să nu te bazezi pe ceea ce știi că ar fi adevărat și pentru alt user. Să nu te aștepți că tu înțelegi ce e un radio button și cum funcționează și ce funcționalitate are, că un grup de radio buttons doar unul poate fi selectat la un moment dat. Să nu te aștepți că și un user mai în vârstă ar înțelege din prima. O întrebare, Și când după ați aceea, dacă o să dezvoltat știe. sau pe partea de UX ați testat lucrul acesta pe persoane în vârstă să vedeți cum interacționează, să vă dați seama dacă e intuitiv? Nu, din păcate, asta ar trebui să se facă, dar nu am Ok. avut acces. Nici timp și resurse să fac interviul cu userii. A fost foarte interesant. Chiar să faci așa un studiu în mare cu reprezentanți din mai multe diverse categorii de vârstă, faci separat pe rural, pe urban, să vezi cum se raportează.
Pentru că na, o să vezi diferențe și au apărut și niște studii care vedeam, erau diferențe între urban și rural cum se cheamă, alfabetism digital, în sensul ăsta. Cu toate că te gândi că în mediul rural ar trebui să poată să acceseze mai ușor sursele digitale. Mulțumesc mult! Ce? Da. Din păcate, cred că trebuie să ne oprim aici, că nu ne mai permite Google-ul, pentru că am uitat să activez contul premium. Suntem limitați la cât de lung e call-ul, din păcate. Dacă mai aveți întrebări pentru Cristiana, puteți să le lăsați pe evenimentul de pe Meetup și cu siguranță vă va răspunde. Acestea fiind spuse, următorul eveniment va fi undeva în 24 septembrie, dacă nu mă înșel. Va avea loc fizic și vorbim despre CSS și cum funcționează CSS-ul în spate. Deci o să fie așa un talk mai adânc despre cum funcționează CSS-ul. Locația încă nu n-am stabilit-o. Speakerul l-am stabilit. Locația încă nu e stabilită. Vă mulțumesc pentru participare și o seară plăcută în continuare. Mulțumesc și eu. Și o seară faină și mai răcoroasă. Exact. Mulțumim, Cristiana, din nou pentru prezentare. Excelent. Mulțumesc. O Seară seară faină. faină. Salut. Pa, Da. pa.